Copiii sunt copii cu nevoi speciale de la școala gimnazială numărul 4 din București. Eu reprezint asociația Taxiul cu Bomboane, pentru că eu sunt Taxiul cu Bomboane. Cum a venit ideea pentru această acțiune? Care este prietenul, cel mai prietenos animal, cel mai prietenosă ființă de pe planeta asta cu noi, așa... Din punctul meu de vedere ar fi delfinii. Dar pentru că acești copii, marea majoritate, nu au văzut nici marea până în ziua de astăzi și pentru că eram sigur că le va face o mare bucurie jocul delfinilor, ne-am hotărât să, împreună cu prietenii noștri din Constanța, partenerii foarte bune, împreună cu domnii de la Delfinariu, împreună cu prietena noastră Rodica, Raluca, și cu ceilalți, am hotărât să-i aducem aici. Nu, spectacolul este același, pentru că se bucură toată lumea în mod egal. Nu se face un spectacol diferit. Cu copii cu nevoi speciale, nu am avut de-a face numai în grup organizat. Sunt părinți care își aduc copiii și separat, așa că noi ne bucurăm ori de câte ori îi primim, indiferent că vin în grup sau separat. La fel se bucură Cencen și Nini, nu este o problemă. Atâta doar că astăzi, Asociația Taxiul cu Bomboane din București a ținut neapărat să aducă un grup de copii de acolo, iar Cencen și Nini nu s-au supărat că în loc de antrenament au făcut o demonstrație pentru ei. Trebuie spus că ați făcut un spectacol în toată regula special pentru acești micuți. Ca de obicei, nu facem special numai pentru ei. Dacă țineți minte și astă vară, ori de câte ori a fost nevoie, Cencen și Nini au dat demonstrații și în afara programului. Deci, în momentul în care avem posibilitatea, iar cei doi delfini sunt ok, nu sunt supărați, nu sunt, cum să zic eu, mofturoși, noi așteptăm publicul să vină și să-i vadă. Vă gândesc astfel de idei, de colaborări cu asociații? Da. Copiii sunt, cum să vă spun eu, copiii, să zicem, obișnuiți, da? Au modalitatea lor de a se distra cu telefoanele, cu tabletele, cu... în niciun caz nu sunt atât de interesați de animăluțe cum sunt cei care nu se pot bucura foarte mult de, să zicem, minunile tehnologiei. Și pentru sufletul lor este mult mai aproape animalul. Ceilalți vin într-o vizită, acumulează ceva cunoștințe, după care pleacă și uită. În schimb, acești copii sunt lipiți sufletește de toate animăluțele, nu numai de delfini. Pun pariu că sunt cei care stau în brațe toată ziua și cu cățelul și cu pisica și nu i-ar da drumul, chiar dacă din când în când îl mai smotocesc. Dar noi îi primim cu plăcere pe toți.